Organizația județeană a Partidului Național Liberal Hunedoara a intrat în febra alegerilor. Liberalii hunedoreni se pregătesc intens pentru alegerile județene care vor avea loc în data de 23 februarie. Pentru funcția de șef al liberalilor la nivel de județ și-a anunțat deocamdată verbal candidatura doar actualul lider, Mircea Ioan Moloț. Începând cu data de 10 februarie de la ora 8 dimineața până în data de 21 februarie la ora 11, se pot depune candidaturile atât pentru funcția de președinte cât și pentru funcția de membru a biroului județean. La Organizația Județeană de Femei a PNL, singura candidată până în prezent este Carmen Hărău, cea care deține această funcție ca interimar. Femeile liberale își vor alege conducerea în data de 9 februarie. Ca interimat am sarcina să pregătesc această activitate, să pregătesc aceste alegeri. Este denotat faptul că e vorba de o sarcină politică, nu de o demnitate politică, iar scopul meu esențial este acela de a sprijini problematica feminină în județ și de a sprijini colegele liberale politicieni astfel încât să devină vizibile, astfel încât să-și facă foarte bine cunoscută valoarea și să ocupe postul din scenă, nu doar în culise, în campaniile electorale. Voi candida și o să vedem care este cota mea de încredere între doamnele liberale. Depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Organizației Județene a PNL și a membrilor în biroul județean se va face în perioada 10-21 februarie. Până atunci, organizațiile din Hațeg, Lupeni, Orăștie, fie la Tineret Femei sau Organizația Mare, trebuie să definitiveze alegerile locale. La alegerile județene din 23 februarie sunt așteptați să participe peste 1000 de delegați. Cât privește alegerile europarlamentare, liderul liberalilor hunedoreni a afirmat că până acum PNL Hunedoara nu are un candidat pentru acest scrutin.